Câțiva elevi ai liceului Ioan Bojor s-au pregătit vineri dimineața pentru o acțiune de voluntariat de împădurire. La acțiune au luat parte și mai mulți reprezentanți ai televiziunii Darii TV, care alături de elevi au trecut la plantat de puieți în pădurea Dobronului. Scopul acestei acțiuni este să realizăm o activitate ecologică în fiecare lună. Noi, la Grup Școlar Ioan Bojor, realizăm un proiect, Școli pentru un viitor verde. De fapt, este un proiect care se derulează din februarie până în mai și în fiecare lună avem o activitate ecologică. Luna aceasta, fiind luna pădurii, am debutat în forță și am venit aici la pădurea Dobrunț ca să reîmpădurim o suprafață destul de însemnată pentru noi. Este foarte plăcut să știm că există cineva care să planteze copaci care vor rămâne și în generații următoare și sperăm să nu se mai defrișeze atâtea păduri. Am plantat 26 de copaci și sperăm că acești copaci vor ajuta generațiile viitoare cumva, într-un fel. Copaci ai plantat până acum? În jur de 15. Cât de important este o pădure pentru un oraș ca al nostru, Reghinu? Păi este importantă deoarece produce foarte mult oxigen și în oraș este foarte poluat. Știm că e luna pădurii și ne-am hotărât să ajutăm și noi așa cum putem pe cei de la Oculul Silvic Reghin și împreună cu elevii de la Liceul Ioan Bojor ne-am gândit să implementăm câțiva puieți în solul fertil al zonei noastre și merită. Cu această ocazie invit și pe alții să facă puțin voluntariat pentru că se pare chestia asta lipsește în ziua de astăzi și ne bucurăm că am fost alături de cei tineri și vom fi un exemplu pe viitor. Întreaga acțiune a fost posibilă prin sprijinul Oculului Silvic Reghin, care a ajutat voluntarii cu puieți, dar și cu supravegherea plantărilor efectuate în teren. Trebuie menționat faptul că totul se face și în ideea că este Anul Internațional al Pădurii, timp în care se fac acțiuni masive de conștientizare a importanței pădurilor în viața noastră. Scopul acestei acțiuni este conștientizarea publicului larg și în special a tineretului vis-a-vis de importanța pădurii și datorită faptului că suntem în luna pădurii, sub egida Anului Internațional al Pădurii 2011, nu pot decât să fiu încântat că există persoane și în special tineret care pun preț pe aurul verde al țării. La plantat au fost prezenți și elevii liceului Lucian Blaga, care au trecut și ei la treabă. Scopul acțiunii este să ne aducem mica contribuție, cât de mică se poate și se vede în spatele nostru, la reîmpădurirea zonelor defrișate din țara noastră. Și noi vrem să ajutăm, să facem pentru cei care vor veni în urma noastră, pentru generațiile viitoare. Fiecare persoană, dacă ar participa ca voluntar la plantarea a unui singur rând de puieți, pădurile noastre ar fi mai bogate și pentru generațiile care vin din urmă. De lăudat este faptul că o mână de oameni au putut da un exemplu în speranța că se va conștientiza importanța pădurii în viața noastră.